Un sediu de poliție a fost spart de hoți în județul Olt. Doi bărbați au furat mai multe dosare penale și apoi le-au dat foc. Cei doi bărbați au reușit să intre în sediul poliției, să fure dosarele penale care îi vizau și apoi le-au dat foc. Aceștia au fost prinși în cele din urmă, iar apoi au fost prezentați unei instanțe de judecată cu propunere de arestare preventivă și au fost arestați pentru furt calificat și distrugere de probe sau înscrisuri oficiale. În dimineața zilei de 26 iunie 2022, polițiștii secției numărul 8 Poliție Rurală Perieți din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că în noaptea de 25 spre 26 iunie, perioadă în care polițiștii s-au aflat în desfășurarea activităților specifice de serviciu pe raza de competență, persoane necunoscute ar fi pătruns prin infracție în sediul postului de poliție Priseaca, de unde ar fi sustras mai multe obiecte și înscrisuri. Menționăm faptul că la data de 25 iunie ora 22:30, postul de poliție a fost închis și asigurat inclusiv cu grilaje metalice, la plecarea agenților de poliție în desfășurarea atribuțiilor de serviciu. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat și sustragere sau distrugere de obiecte și înscrisuri, aflat în directa coordonare a procurorului de caz, din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Slatina, fiind continuate cercetările în vederea identificării autorilor, stabilirii situației de fapt și dispunerii de măsuri legale.